județ mai curat se poate face doar cu ajutorul tău. Fii responsabil cu materialele din jurul tău și consumă responsabil. Folosește cât mai multe produse amalate din materiale prietenoase cu mediul. Contribuie și tu la reducerea cantității de deșeuri. Depune deșeurile separat și compostează. Trăiește curat, colectează separat! Și eu depun deșeurile separat. Supercom susține campionii! Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, ora exactă, Antena 3 Deva, emisiunea cu care încheiem săptămâna și care se leagă cumva de cea precedentă pe care am avut-o în urmă cu două zile. Mă refer la invitarea purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, majorul Lucian Morogan. Continuăm deci în aceeași linie a formațiunilor care acordă primul ajutor și asistență, de această dată turiștilor, pentru că noi așa suntem în plin sezon de iarnă, invitându-l pe domnul Ovidiu Bodean, director al Serviciului Județean Salvamont, Hunedoara. Ovidiu, bine ai venit! Bine v-am găsit și la mulți ani, pentru că nu ne-am văzut în acest nou an. La mulți ani și să aveți parte de sănătate și, cum îi spuneam și Lucian Morogan, de puține evenimente. Așa este, da. Din păcate, am început în forță noul an, cel puțin în zonele schiabile. Sunt, spun eu, destul de multe accidente pentru începutul acesta de an. Și asta se datorează faptului că e puțină zăpadă și sunt puține pârtii deschise, atunci toată lumea vine să facă un pic de mișcare, se aglomerează suprafața schiabilă și se produc mai multe accidente decât de obicei. O să te rog să detaliez, dar chiar cu asta doream să încep emisiunea, să te întreb unde se schiază la această oră în județul Hunedoara? Se schiază în Straja și în Răușor, pe, cel puțin pe pârtea mică de jos și chiar este o tabără acolo și în Straja sunt câteva. Nu pe toate suprafețele pe cât ne-am fi așteptat sau cât ne-am dori. A fost și vremea, e un pic dată peste cap, e mult prea cald pentru ca să poți produce zăpadă artificială. Au fost și niște ploi pe deasupra care au topit și cea mai fost zăpadă. Așteptăm săptămâna viitoare, prognoza este că va ninge, sperăm că o să ningă. De aici încolo urmează să vedem ce se va întâmpla. Băieții sunt toți în posturi, colegii de la Lupen chiar au mult de furcă, Răușorul e acoperit, Parângul la fel, Pasul Vulcan și așa mai departe. Toată lumea e la posturi. Sperăm să nu se întâmple multe evenimente. Peste asta se suprapune și faptul că în retezat continuă drumețiile montane. Absolut, da. Mai puțin spre Pietrele, care e închisă, dar destul de mult spre Gențiana și mai sus spre Creasta. Da, așa este. Și în retezat și în Parâng, pentru că e o zonă acum cu acces facil, cele două telescaune care își fac treaba. De plus, am văzut la televizor și temerari din ăștia care trec peste pârte cu mașina și urcă până la cabană, deși drumul e închis. Nu e singurul și dar sper să fie ultimul, pentru că acolo e pârte de schi iarna. E și omologată și pârte oamenii de trebuie schi. Să înțeleagă acest lucru. Oamenii trebuie da? Să înțeleagă, pentru că, Doamne ferește, copiii abia așteaptă să se mai dea cu sania, cu schiurile. Chiar e o pârte de începători în zonă și să treci cu mașina, cel care vine cu sania e aproape imposibil să oprească la fix când tu vii cu un bolid din ăsta 4x4 și se pot întâmpla incidente destul de grave.
Care este genul de intervenții pe care l-ați avut? Dacă ai spus că, într-adevăr, turiștii sunt dorniți să vină la schi, zăpada este puțină, este da. Firesc, într-adevăr, să se înghesuie acolo. Multe fracturi, luxații, traumatisme. Traumatisme și, în ultimul rând, și căutări după persoane rătăcite, mai ales că a fost o perioadă cu ceață, perioade de ceață care se ridicau, se lăsau și am avut câteva acțiuni de căutare. Da, din fericire, totul s-a terminat cu bine. Sperăm să nu mai fie astfel de incidente, dar da, noi suntem la posturi fără nicio problemă. Lumea poate să vină, să culeagă informații de la noi referitoare la pârtii, vreme, trasee și așa mai departe. Din experiență, care sunt cei mai susceptibili a avea accidente pe pârtile de schi? Mi se pare că nu începătorii. Da, aș spune și începătorii, însă începătorul e genul de schiori care merge cu multă băgare de seamă și cu multă responsabilitate, mai ales dacă ești însoțit și de un monitor și așa ar trebui să fie, pentru că nu poți să avansezi, să progresezi într-un sport dacă nu ai un instructor, monitor și așa mai departe. Însă, cu siguranță sunt cei care îi numim noi așa vitezomanii, care nu stăpânesc foarte bine schiul, dar vor bombă. Să simtă adrenalina și vin bombă și își dau drumul pe schiuri în viteză mare. Am mai atenționat și noi pe câțiva, dar nu avem, să spunem, partea legală de a forța persoana să stea liniștit și să schieze cum ar trebui. Și atunci se întâmplă incidente, pentru că nu poți, mai ales dacă nu stăpânești schiul cum trebuie și pe o pârte de schi, cu siguranță, oricât de profesionist ar fi, nu poți să frânezi într-un metru când cineva staie calea. Se întâmplă accidente de acest gen, sunt cele mai dese, de fapt. Da, de aici e și acel decalog al schiurilor care trebuie respectat. Întotdeauna să abordezi viteza pe schiuri în funcție de cunoștințele pe care le ai și poți stăpâni schiul. În ultimul rând, echipamentul și, bineînțeles, starea pârtii, pentru că și aici contează foarte mult. Una e să te duci pe o pârtie înghețată, bognă, una e să te duci pe o pârtie mai moale, mai pregătită, cu aderență mai bună la canturi, canturile tot așa să fie bine ascuțite, pentru că dacă e un pic de zăpadă mai fermă sau înghețată, nu poți să te oprezi, să frânezi, să virezi și așa mai departe. Însă aici ține de partea de monitorie, de experiență, de cunoștințe. Ce e important, asta e, să-și aleagă exact și viteza, și tipul, și schiului, după cunoștințele fiecăruia. Da, din fericire, acum și deținătorii de zone schiabile de la noi din județ au utilajele necesare, ratracuri care să pregătească pârtiile categoric, dar asta nu exonerează, cum spui, de responsabilitate pe cei care își pun schiurile și care vor câteodată să demonstreze că pot mai mult decât pot de fapt. Da, și cu siguranță aici sunt niște lucruri pe care mulți turiști nu le au în seamă. Zăpada artificială e o alt fel de structură. Ea se menține, dacă e destul de frig, se menține bine, însă după multe treceri peste o anumită suprafață, apare de desubt gheața. Și atunci sunt probleme a controla sau controlul schiului devine o mare problemă chiar și pentru cei un pic mai experimentați. Nu e ca o zăpadă naturală, ea nu se formează așa o crustă de gheață la fel de repede ca cea artificială, însă ne folosim de ce avem deocamdată și mulțumim că avem și asta. Mulți au început de vreme producerea zăpezii când a fost temperaturile destul de scăzute și acum au o pârtie bună sau un strat destul de bun așezat. În alte părți au fost destul de ridicate temperaturile și nu a permis acest lucru, însă noi sperăm că va mai și ninge săptămâna viitoare, așa este prognoza. Da, în afară de asta apare și indisciplina celor care, nu știu câți mai sunt, că de anul trecut am uitat, care vin pe pârtie cu sania, sau ce am văzut și mi s-a părut foarte riscant, vin cu animale de companie libere.
pe hârtie. Am avut și aici cazuri destul de multe. N-am avut incidente cu animalul de companie în speță, ci animal de companie care alerga, e normal, un animal de companie aleargă, e bucuros de zăpadă, de spațiu liber, dar erau într-o zonă copii pe schiuri, s-au speriat de câini, câinii fiind un pic mai mărișori și atunci au căzut. Nu s-a întâmplat nimic deosebit, dar putea să se întâmple. Au căzut, putea să vină alți schiori peste ei și am rugat pe deținătorii de animale să îi țină lesă, pentru că totuși, dacă te uiți când vii într-o zonă de schi, scrie mare. Pârtie de schi. Nu e nici de plimba câinii, nici de biciclete, nici de motociclete, nici de mașini. Doar de schi. De alunecare pe zăpadă. Cu... Nici măcar de sanie. Nici măcar de sanie. În orice zonă turistică unde sunt pârtii de schi, sunt și pârtii, zone de sanie. Lateral, bine organizate. Ar trebui aceste zone să fie cât mai multe și mai, să zic așa, ele sunt obligația, am înțeles, a administrațiilor publice locale care dețin pârtii de schi să pună la dispoziția și celorlalți turiști pârtii de sanie, dar și ele trebuie bine, să spun așa, concepute, adică să fie sigure, să aibă plasă de siguranță în zonele periculoase, să aibă declivitatea respectivă, să nu fie periculoase, să nu fie printr-o pădure, că atunci n-am făcut nimic, avem numai probleme. Da, deci aici ar trebui puse, trebuie să ai o alternativă, adică nu-i dai voie omului să vină pe pârtie, ok, dar trebuie să-i ofere alternativa de a aluneca pe zăpadă cu sane sau... Da. Și să înțeleagă că trebuie să fie mai mult decât un dărdeluș. Exact. Adică vezi o gârmă, domne, aici ai voie, mă dau cu sania, nu contează. Da, pe vremuri nu era nicio problemă. Te dădeai pe răspunderea ta, însă când vii într-o zonă turistică, acolo trebuie să pui la dispoziția turiștilor, dacă vrei să fie în regulă. Dacă nu, o să ai probleme. Adică tot alegi după ei pe pârte să-i scoți afară cu sănile, că nu, omul vrea să se relaxeze, să simtă un pic iarna, să zăpada. Nu toți preferă schiul, pot să dea un pic cu sania și trebuie înțeles. Responsabilitatea de a menține disciplina pe pârtile de schi aparține celor care le dețin. Adică voi acordați primul ajutor dacă este nevoie, dar responsabilitatea, disciplina, educarea turiștilor trebuie făcută de deținătorii de domenii schiabile. Da, așa este. Educarea, da, e mai greu cu educarea. Și noi facem, încercăm să facem și facem toată ziua și educarea turistului. Administratorul de pârte e obligat să facă așa ceva, adică prin panourile de informare, pune la dispoziția tuturor acele panouri de informare cu decalogul schiorului, cu reguli de accesare a pârtei, reguli de mers pe cablu, acele șerpuiri pe care le fac unii fără să-și dea seama. Da, sunt destul de periculoase, șerpuri la urcare, vreau să zic, pe teleschiu. Însă cei care aplică legea sunt cu siguranță partea de oamenii legii, cum le spunem noi, colegii de la jandarmerie și de la poliție, hai să spunem, dacă sunt lucruri mai grave. Dar sigur, jandarmeria montană aici e treaba lor să intervină ca lumea să respecte legea. Merg și instalațiile de nocturnă? Ați avut probleme noaptea? Deocamdată poate că nu merg, că nu merg este și instalațiile de nocturnă. Funcționează și instalațiile de nocturnă. E o problemă aici, pentru că administratorul vrea să aibă cât mai mult profit, cât mai mult schiori pe pârte și profit, însă pentru noi e destul de dificil să stai după 8 ore încă 4 pe nocturnă. Na, e un pic peste mână, dar sigur, le rezolvăm și asta, nu e nicio problemă. Mare atenție însă noaptea, pentru că sunt alte probleme. Altfel vezi pârtea, mai ales fiind unii care schiază cu ochelari de soare sau de care sunt un pic obturați, sunt un pic fumurii, nu sunt pentru noapte, trebuie ochelari de cu lentila transparentă total, ar fi bun cei pentru noapte, dar sunt foarte scumpe, adică se schimbe o lentilă de la o oră la alta, dar da, sunt instalații de nocturnă funcționale, sperăm să nu fie incidente, mai ales noaptea. Ce am văzut de când am avut ocazia să schiez în Austria și chiar vreau mai să ajung cu niște prieteni care s-au întors de acolo,
foarte puține instalații de nocturnă sunt pe pârtile din Austria, deși am putea crede că, domne, acolo este până la 10 seara, schiesc ca ziua. Nu, e o mare greșeală, pentru că într-o comunitate toată lumea trebuie să câștige din turism. Și aici e semnul de întrebare. De ce n-au ei pârtii de nocturnă? Uite, simplu. Nu mi-am pus problema așa. Da, simplu, pentru că și cel care are buticul și magazinul și barul și restaurantul și așa mai departe și piscina și after ski-ul, da, trebuie să câștige. Și atunci la 4, maxim 5 pârtile se închid, orice instalațiile se opresc, băieții încep să bată pârtile. Și asta e un mare avantaj, pentru că o bat seara, imediat după închiderea, ei au sute de kilometri de pârtii și le trebuie câteva ore bune, bate. Și atunci până dimineața ea se stabilizează și se face mai fermă. Iar turiștii trebuie să profite și de timpul de relaxare de seară. Da, o piscină, un bar, o relaxare, câștigă și cel care are barul, nu e neapărat implicat în partea de transport pe cablu și pârtii și așa mai departe. Deci toată lumea trebuie să câștige din turism, nu numai o parte. Deci barurile, cum ar funcționa dacă toată lumea ar fi la schi? Mai puțin, că vii de la schi, ești rupt, te duci la culcare și gata, a doua zi e de la capăt. Nu. Trebuie să lași omului și partea de odihnă, ca a doua zi să fie relaxat din nou pe pârtie, să nu fie obosit și așa mai departe. Mai ales că seara se întâmplă, să zicem, majoritatea accidentelor, dar mai mult de 50% din cauza alcoolului. Pentru că bea o bere, bea o țuică, bea un vin fiert și hai să mai facem o tură pe pârtie noaptea, să vezi ce fain e. Da, nu-i prea fain, că vezi mai multe jaloane în loc de unul și mai multe pârtii și din astea. Da, chiar îmi povestea cineva, persoana care s-a întors de curând, zice, am fost puțin supărați că la 4 deja închideau pârtia, zice, am prins ultima coborâre, chiar la 4 am plecat de sus când s-a oprit cabina și am avut surpriza că după vreo jumătate de oră cât a durat coborârea, când am ajuns în vale să fie aproape întuneric, abia mai vedeam pârtia. Coborând, soarele era după munți și n-am mai văzut aproape nimic din pârtie. Și ne-am dat seama cât e de riscant. Da, așa este. Păi... ei dacă spun că la 4 s-a închis cablu, nu există 41 minute sau hai să mai ducem și pe ăștia sus că să mai fac o tură. Nu. La 4 eu am avut o experiență destul de nefericită așa, am schiat în Slovacia la Iasna și era o pârtie, să spunem, în afara zonei de unde puteai să cobori. Deci am coborât într-o vale, dar trebuia neapărat urcat înapoi ca să ajungi la timp, să zic, să mai iei altă instalație. Dacă nu, să cobor la parcare. Dacă să cobor la parcare, trebuia să urci dealul. Ei, și am zis, ei, lasă că ne duc ăștia. Nu, era coada de 20-30 de schiori, cum a oprit brusc teleschiul, noi, domnule, ne-a arătat ceasul, era mare, afișat acolo ceasul pe cabină. Ce scrie? La 4, da, e 4 fix, da, poc. La schiurile spate și am făcut o tură. Nu zic așa, ne trebuie. Dacă ei sunt fermi și, domne, atâta e funcționarea, atâta funcționăm. Ai făcut de ce să o întindem degeaba? Așa scrie, așa facem. Da, așa scrie, așa facem. De ce? Trebuie să respectăm un program. Că și dimineața. Și eu cred că, acum, cum ai spus tu, că la 4 a închis și era supărat. Nu. Păi de dimineața de la 9, când deschide primul teleschiv, unele deschid, da, cred că la 8 și ceva, dar la 9 cam toate deschid, da. Pârtile sunt pregătite perfect. Eu cred că până pe la ora 1, dacă schiezi în forță, nu poți să reziști mai mult de ora 1. Mai ales că după ora 1, 1 și ceva apare soarele, pârtea devine mult mai nesigură, adică se înmoaie, se formează mici taluzuri, nu mai ai acea fermitate, acum eu vorbesc pentru cei care știu bine să schieze, nu mai ai aceeași fermitate pe pârte, nu aceeași siguranță, aceeași cursivitate și atunci deja după ora 1, 1 și ceva, mai faci o tură, două și cam asta e. Te duci, mai bei un ceai, o cafea, un vin fiert sau ce-o fi și te retragi către o piscină sau către cabană. Deci ca să schiezi de la 9 până la 4, schiezi o zi, a doua zi nu mai poți, că ți se umflă picioarele și începi să bați la mașină, cum zicem. Deci n-ai cum. Doar așa, că faci o tură, mai stai la un soare, iar mai faci o tură, iar mai stai la o cafea, la soare, la plajă. Depinde și atunci... Și câte pârtile ia de exact. Ai spus de echipament. Până în urmă cu câțiva ani, fiecare mergea cam cum îl tăia capul.
Am văzut, din fericire, și am avut ocazia să experimentez pe propria piele eficiența căștii. Din ce în ce mai mulți cu cască, care devine un accesoriu, deci practic contează echipamentul care te poate proteja de multe neplăceri. Cu siguranță că da, dacă mâinile, picioarele, piciorul vorbesc de la, să zicem, de la tibie în sus, da? Sunt neprotejate și acolo apar fracturi, entorse și așa mai departe, ele se repară, să zicem, destul de ușor, o fractură, o entorsă, mai greu cu ruptura de mușchi. La cap însă e o mare problemă. Deci capul trebuie protejat, pentru că o lovitură la cap duce la o înșiruire mare de multe alte probleme. Și cele mai periculoase sunt lovituri la cap, la coloană. Deci neapărat cască pe pârtea de schi, chiar dacă tu nu schiezi în viteză. Vine celălalt care se crede mare schior, din greșeală, din neatenție, nu cu intenție, bineînțeles, și se întâmplă cazuri foarte grave. Și aici deja nu mai ai cum să amendezi, nu mai ai cum să îți ceri scuze cuiva când s-au întâmplat. Ați avut cazuri din astea de lovituri la cap puternice? Da. Am avut foarte, destul de grave. Din nefericire, multe s-au rezolvat, dar... Din fericire, da. Dar din nefericire, scuză-mă, am avut și cazuri destul de grave. Adică s-a lovit, a venit un schior, a intrat în persoana respectivă, a căzut, n-a pățit absolut nimic, era... conștient, răspundea la toate întrebările noastre, am dus-o în cabinet, am ținut-o acolo, a făcut un control. Părea în regulă. Da, părea în regulă și după vreo 20 de minute, brusc și dintr-o dată, s-a uitat la noi și ne-a întrebat, eu ce caut aici? N-avea cască. Și-a dat cu un pic cu capul de gheață, s-au încurcat circuitele pe acolo și am zis, nu, stop joc, ambulanță, control și așa mai departe. Deci nu te joci cu... Fericire, probabil că și-o fi revenit ulterior, revenit, la șocul, da. Da, și-a revenit fără probleme, însă de atunci și-a luat cască. Deci o lovitură la cap e foarte gravă. Adică chiar dacă e ușor, cum s-a întâmplat cu această persoană, n-a fost lovită la cap, a fost lovită la secerată la picioare, da, cum aș spune, a venit cineva da, cu capul de cu placa, a dat, da, s-a lovit un pic mai tare de pârtie și... Culmea este că răspundea la toate întrebările noastre, după care a tăcut brusc și ne-a întrebat ce caut acolo, în cabinet. Da. Ne-am speriat și noi, dar seama, după 15 minute de convorbiri și să vedem cum e, stabilă, tot în regulă. După aceea, direct, ambulanță, radiografii și CT-uri și tot felul. Deci da, casca nu este nici pe departe un moft, devine un accesoriu, mai ales exact, că se schiază în viteză de mulți, da, te protejează. Da, dacă la mână mai sunt probleme, dar capul e... Nu avem piese de schimb, cam asta e. Practic, sunteți cât pregătiți și pentru o mai ales că și eu știam că se răcește vremea, tu mi-ai confirmat că ninge practic la viitoare. Da. Sunteți pregătiți pentru a asigura asistența pe pârtie, da, în toate sigur, zonele județului și în munte, în general. Da, da, da. Problema mare și rămâne retezatul și parângul cu ieșirile în zona de creastă a turiștilor, pentru că acolo sunt cele mai dificile cazuri. Dacă pe pârtie o intervenție durează câteva minute și sunt foarte multe, în zona alpină durează câteva ore bune, poate durează și toată ziua o acțiune, dacă e undeva departe, poate dura ore în șir. Și sunt cele mai grele acțiuni pe care le avem în zonele de creastă, în zonele montane, zonele, mai ales acum când nu e nici zăpadă mare, nici deci, și dificil de mers, e o zăpadă care alternează cu pietrele, poteca nu e nici curată, nici plină de zăpadă, deci un pic, deși a nins sus în zona montană în perioada asta în care a plouat, a nins undeva de la 1800-2000 de metri în sus, s-a depus din nou un strat de zăpadă nu foarte mare. Încep să-și facă apariția avalanșele în zona foarte înclinată, atenție mare la traversarea fețelor încărcate cu zăpadă, pentru că iarna nu abordez aceleași trasee
pe care le găsești vara cu potecile pe curbe de nivel care taie fețele mari, trebuie preluate zona de creastă, pentru că acolo zăpada e mai mică și nu, deasupra ta nu e absolut nimic zăpadă. Plus echipamentul care trebuie să fie cu totul altul. Absolut. Echipamentul de iarnă, colțar, piolet, bineînțeles o coardă dacă se abordează creste, dar na, pentru cei care știu lucrul ăsta. Nu mai avem foarte mult timp, te-aș întreba, pentru că la ultima noastră discuție era problema acestei reorganizări pe care urma să o sufere Serviciul Salvamont, cam care este situația în acest moment? Totul s-a amânat până în iunie, după cum știm, toată legea e în stop joc. De aici încolo vedem ce o mai fi, ce o mai vrea legiuitorul. Nu putem decât să continuăm activitatea și o vom continua fără nicio problemă. Sperăm că după vacanță și după ce o să înceapă să ningă, să primim vești bune și mai bune, adică mult mai multe decât am sperat că le avem până acum. Dar vedem ce mai fi, nu știu. Personalul? Personalul e la datorie, la, ca de obicei. Același. Da. Din păcate, același. Ar trebui mai mulți. Ar trebui mai mulți și mai tineri, pentru că media de vârstă e destul de ridicată. Ce să zic, avem câțiva tineri care au început stadiul de pregătire și ținem neapărat să-i pregătim și să-i trimitem la școli și la... pentru că trebuie să ai în urmă pe cine să te schimbe. Sperăm să vină mai mult, pentru că, cum am spus, numărul tinerilor este destul de scăzut în Salvamont. Competiții viitoare la care veți participa? Rânca Rescue Race, în sfârșitul februarie-martie. Acum să vedem, data încă nu e chiar exact stabilită, în funcție și de zăpadă, dar deja sunt înscrise 8 echipe din străinătate. Da? Ce ridică foarte clar nivelul competiției. Păi ca și anul trecut, au fost undeva la 50 și ceva de echipe. Oh. Da, bine, au venit multe și de la noi, din țară, și au venit servicii cu câte două echipe în concurs, de aceea este și numărul mare, dar au venit și, de exemplu, Italia au venit cu 3 echipe, Austria cu 2, Croația, Serbia... Adică țările care sunt în top, cumva, da, nu? Da, nu vine, Qatarul. Păi am fost... da. Au fost în vară la concurs echipele noastre, deci etapa de vară se ține la Pieve di Cadore, în Italia. Și acolo am fost printre primii 5, prima echipă, și noi am participat cu 3. Iată, de aceea a fost și numărul mare și de echipe chiar acolo, și de țări participante. Undeva deci vă concurați și între voi, practic. Da. Bine, mergem cu echipă la podium și cele două echipe pentru următorii ani. Deci să se obișnuiască cu concursul. Să se rodeze. Exact. Deci nu poți să-l trimiți direct în război ca începători. Și atunci trebuie să-i rodeze un pic. Exact, și acum se va petrece partea de iarnă. Iarna Rânca Rescue Race se numește. E o competiție internațională care anul trecut putem să ne mândrim că Hunedoara a luat locul întâi la acest concurs. Am bătut pe toți cu ceasul de la gară. Cea mai titrată echipă din competiție. Bine, sunt mai multe probe și se cumulează punctajul, dar am luat locul întâi la 3 probe din 5. Și pe rest am venit locul 2 sau locul 3. Atunci punctajul a crescut fantastic. Să vedem anul acesta ce vom face. Unul din băieții care e foarte bun a suferit o operație de ligamente, pentru că meseria noastră cam asta e rezultatul. Picioarele mai trebuie reglate din când în când, te mai lasă, te mai... Na. Dar sperăm să facem o
cum se zice în fotbal, o figură frumoasă, nu? Eu nu pot decât să vă urez succes, pentru că participarea mulțumim, și rezultatele da. La aceste competiții practic dovedesc da. valoarea exact, serviciului Salvamont, la urma urmei, care participă la o competiție 2-3 pe an, dar în general sunt pe pârtii și oamenii să caute aceste costume roșii pe pârtie, care înseamnă siguranță. Da, și e munca depusă de un an de zile, care se reflectă într-un concurs ca asta. Deci tot ce cumulezi într-un an de zile, pregătire, tehnici, tot, pui în valoare aici, la concurs, pentru că te bați cu ceilalți care fac același lucru. Și atunci se vede nivelul de pregătire, da? Suntem acolo în top 5, niciodată n-am fost sub. Eu mă bucur și apreciez chiar Consiliul Județeanul Nedoara, care susține acest serviciu, pentru că este o dovadă de responsabilitate civică și de civilizație, la urma urmei, să ai pârtii deschise, să doresc să dezvolți turismul, dar în același timp să vii cu niște echipe performante și la standarde. Cred că sunteți la standarde internaționale, chiar dacă este întotdeauna loc de mai bine, clar. Sigur că da. Păi am arătat întotdeauna și arătăm și demonstrăm că ducem și reprezentăm și județul și Consiliul Județean și pe noi și serviciul nostru cu mândrie, pentru că asta trebuie să, așa trebuie să faci. Dacă lumea are încredere în tine și îți alocă toate posibilitățile și tot ce ai necesar ca să funcționezi, trebuie să arăți și tu de partea cealaltă să vii cu rezultate și să arăți că da, într-adevăr, ești acolo unde trebuie să fii. Și la așteptările pe care toată lumea Le așteaptă, exact, de la tine. Ovidiu, îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Multă sănătate vă doresc tuturor, să ne vedem oricând cu bine, să fie puține evenimente. Și multă zăpadă. Doamnelor, domnilor, invitatul acestei ultime ediții de vineri din această săptămână a emisiunii Ora Exact Antena 3DEVA a fost Ovidiu Bodean, directorul Serviciului Județean Salvamont Hunedoara. Îi mulțumesc încă o dată, le mulțumesc colegilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere, un weekend plăcut tuturor! Aho, aho, copii și frați! Stați puțin și ne ascultați! Vă trimitem o urare în zile de sărbătoare! Viață lungă, sănătate, bucurii și spor în toate! Vă urează la mulți ani! Îți amintești de parcă a fost ieri? Rămâneți conectați pe Antena 3DEVA. 20 de ani. Atâta timp a trecut de când noi, cei de la Antena 3, avem privilegiul să fim în casele dumneavoastră. Antena 3 e aici. Am trecut împreună prin schimbări istorice. Am fost aici. Suntem aici pentru voi, întotdeauna. Cu drag, echipa Antena 3DEVA. La mulți ani! Suntem aici, împreună, la Antena 3 CNN. Liniștește-te, nu ți-a făcut nimic. Poate te place. Ce alergi așa? Nu ți-a făcut nimic. Poate te place. Ce urli așa? Nu ți-a făcut nimic. Poate te place. Abuzul este învățat din copilărie. Rupe tu cercul violenței și fă educație împotriva abuzului. Cine ar fi crezut vreodată că fix un munte sau un perete va fi ajutorul meu cel mai mare? Eu nu. Uneori, ajutorul vine de unde nu te aștepți, iar ceea ce la început pare un munte de netrecut, poate deveni apoi cea mai frumoasă zi din viața ta. Și tu poți să ajuți cu un SMS la numărul 8844 cu textul VEZI. Un copil cu dizabilități va fi mai aproape de a-și depăși fricile și limitele. Perioada comparativ cu perioada similară a anului trecut este mai mic cu circa 25%.